I-a închis ușa lui Zinedine Zidane. Este vorba despre Naționala de Fotbal a Franței. Despre Zizou se știe că marele său vis este de a antrena Naționala Franței, însă recent a primit o veste proastă din partea conaționalelor săi. Philippe Diallo, președintele Federației de Fotbal din Franța, i-a transmis un mesaj public în acest sens. Avem cel mai mare antrenor din fotbalul francez în plin mandat până în 2026. Totul este bătut în cuie, a declarat Diallo, citat de presa franceză.